Puterea lui Încă. O resursă pentru clasa a șaptea. Ce înseamnă cuvântul încă? El poate avea mai multe sensuri, cum ar fi în plus, mai mult, nici, iar, chiar, de când, măcar. Dar pentru învățare, puterea lui încă se vede cel mai bine atunci când înseamnă până acum. Devenind o formulă sau o cheie care să deblocheze atitudini care încep cu nu, cum ar fi: nu pot, nu știu, nu vreau, nu cunosc, nu sunt bun, nu mă descurc. Acestea se pot transforma folosind cuvântul încă. Iată câteva exemple. Nu pot, nu știu, nu vreau încă, sau încă nu cunosc, nu sunt bun, nu mă descurc. Astfel, cuvântul încă se poate alătura lui nu și contribuie la dezvoltarea unei mentalități de creștere. Pentru situațiile următoare, care dintre atitudini va susține cel mai bine efortul de a continua, de a încerca din nou, de a nu renunța? Pentru situația "am luat o notă mică la română", care dintre aceste atitudini spune "continuă să înveți"? Nu sunt bun la română, nu am învățat încă la română sau nu pot să iau o notă mare la română? Foarte bine! Atitudinea "nu am învățat încă la română" este cea care spune "nu te opri, continuă să înveți". Pentru situația "am ars omleta", alege atitudinea care spune "încearcă iar și data viitoare". Nu sunt un bun bucătar încă, nu știu să fac omletă sau nu pot să fac omletă. Dacă ai ales "nu sunt un bun bucătar încă", foarte bine! Încearcă iar și data viitoare. Pentru situația "am ieșit pe locul 2 la un concurs", alege atitudinea care spune "nu renunța". Nu sunt cel mai bun, nu știu să câștig locul 1 sau nu am putut să câștig locul 1 încă. Dintre acestea, atitudinea "nu am putut să câștig locul 1 încă" este cea care ajută să continui, să încerci iar, să nu renunți. Dacă ne uităm iar la toate aceste răspunsuri, vei observa că toate devin atitudini potrivite pentru a continua, a încerca iar, a nu renunța, adăugând cuvântul încă. Așadar, puterea lui încă înseamnă a nu renunța în fața nereușitelor și a susține mentalitatea de creștere.